Duminică dimineața, 65 de autocare, microbuze și autoturisme cu număr de Arad au ocupat câmpia de la Țevea, aducând cu ele o armie de peste 3.000 de arădeni, adică vreo 20% din numărul participanților la sărbătoarea națională dedicată eroului neamului Avram Iancu. Surse oficiale spun că Falca a ținut morțiș să-și parcheze flotila de autocare chiar pe platoul din fața Panteonului, însă a fost refuzat politicos, dar fără cale de întors de către organizatori. Gurile rele susțin că Falca a adus atâta suflare de oameni tocmai de la Arad ca să aibă cine l-aplauda pe Traian Băsescu, în cazul în care acesta s-ar fi răzgândit și și-ar fi făcut suficient curaj ca să se plimbe prin mijlocul hunedorenilor care, la referendum, în proporție de peste 90%, nu l-au mai vrut președintele țării. Alții sunt convinși că finul lui Băsescu vrea să ajungă în Parlament și și-a început campania electorală încă de pe acum, cumpărându-și voturile sub forma finanțării unor deplasări a localnicilor pe la diferite evenimente, cum a fost cel de la Țevea. Primarul Aradului a amplasat cel mai mare cort de pe platoul de la Țevea și a pregătit vreo 23 de cazane de fasole cu ciolan ca să astâmpere foamea pedeliștilor pe care i-a adus în vizită. Din păcate, unii români care au vrut să guste măcar din fasole, că ciolanul nu se prea vedea, au trebuit să-și pună pofta în cui. Se pare că praznicul lui Falca a fost numai pentru cei agreați de PDL. Da, ai bun! Bonul! Mai dați o pauză, domnilor! Vrea noi, dar nu se poate! Că mă duci bonul, îți dau! Nu mă duci bonul, îți dau! Așa ne trebuie, spuneau românii care au asistat la pățania pofticiosului, dacă nu ascultăm sfaturile unor politicieni cu drag de țară. Repet ce am mai spus, imnul României e deșteaptă de române, nu somnoroase păsărele.